Vremea trece, vremea vine, iar tu din tânăr precum ești, tot mai mult îmbătrânești. Iar dacă stai puțin să faci o călătorie pe strada nostalgiei, vei vedea cât de mulți ani au trecut de la chestii care parcă s-au întâmplat abia ieri, iar asta s-ar putea să te facă să te simți cam bătrân, sau cam tânăr, dacă habar n-ai despre ce vorbesc, cum probabil va fi cazul cu unii. Dar lasă, să vadă și copiii din ziua de astăzi cum stăteau treburile pe vremea mea. Apropo, realizați că aproape fiecare elev care este în acest moment în liceu s-a născut după anul 2000? Bine, mai sunt și repetenți. Dar la fel de ciudat este să te gândești că anul 2006, care parcă abia a fost, e la aceeași distanță de astăzi cum este anul 2030. Cine l-o mai prinde și pe ăla? Sau când te gândești că atât Jim Carrey cât și Snoop Dogg sunt în acest moment bunici. Sau când te gândești că Jurassic Park este cu un an mai în vârstă decât Jurassic Beaver. Pardon, ăsta, Justin Bieber. Sau că acum 13 ani bagnota asta era de 10.000 de lei. Sau că acum 16 ani mouse-urile aveau o bilă în ele. Sau că acum 18 ani telefoanele nu aveau aparat foto în ele. Sau că acum 20 de ani aparatele foto aveau o rolă de film în ele. Iar acestea sunt doar primele 8 din 88 de chestii care o să te facă să te simți bătrân. Telefoanele mobile de astăzi sunt incredibile, dar așa cum e natura umană, ne-am obișnuit cu ele și nu ne mai impresionează așa de mult. Totuși, dacă ar fi să le compari cu telefoanele trecutului, ești șocat să vezi cât de departe am ajuns. Spre exemplu, acesta este Nokia 3310. Îl mai țineți minte? A fost lansat acum 18 ani și este unul dintre cele mai iconice telefoane mobile din lume. Aproximativ 167% din populația planetei avea acest telefon, care era apreciat pentru durabilitate și pentru funcții avansate, gen calculator, cronometru și, bineînțeles, extrem de popularul joc Snake. Ah, și bateria ținea vreo 10 zile sau ceva. Mamă, ce vremuri. Înainte de asta, acum 22 de ani, a apărut telefonul Nokia 8110, un alt model renumit, mai ales că a fost folosit și în Matrix. Și mai înainte de asta, acum 26 de ani, a apărut primul telefon mobil în rețeaua GSM, Nokia 1011. Și mai înainte de asta, când nu existau telefoane mobile, telefoanele fixe arătau cam așa. Și ca să formezi, trebuia să învârți de o rotiță de vreo 6 ori. Dacă mai ții minte aceste telefoane, probabil ții minte și cât de frustrant era dacă sunai pe cineva și nu era acasă, iar apelul tău era pierdut pur și simplu neant. Nu scria nicăieri că ai fost sunat sau de către cine. Și apropo de sunat, cu siguranță ați auzit soneria asta. Ei bine, această sonerie are deja 22 de ani vechime, adică are voie să bea în Statele Unite. Iar înainte de telefoane mobile, existau bipere, care bipăiau când cineva voia să te contacteze. Îți afișau un număr de telefon și tu sunai înapoi la numărul ăla, de multe ori de la un telefon stradal. Ah, și apropo, până acum vreo 15 ani erau extrem de populare aceste telefoane publice care funcționau cu monede sau cartele. Erau peste tot, dar astăzi au rămas doar niște ruine. Apropo de ruine, primul iPhone a apărut acum 11 ani și asta înseamnă că până atunci mai toate telefoanele nu aveau tastatură QWERTY și ca să trimiți un SMS trebuia să apeși de 2, 3 sau 4 ori pe butoane ca să scrii o singură literă. Asta făcea SMS-urile destul de enervant de scris, deși unii studenți au învățat să o facă destul de bine. Chiar și internetul, pe cât pare de nou și modern, este deja disponibil în masă de vreo 23 de ani. Google, motorul de căutare care domină tot ce mișcă online, este deja vechi de vreo 20 de ani, dar și mai vechi este Yahoo, care cândva a dominat timp de ani buni internetul, mai ales în unele țări cum ar fi România, unde Yahoo Messenger era pe calculatorul aproape oricărui licean și chiar al unor părinți. Dacă ați prins asta, mai țineți minte că oamenii aveau și statusuri, gen Do Not Disturb, care pe mine mă făceau să mă întreb dacă nu vrei să fii deranjat ce mai stai pe Messenger. Numărul 20. Astăzi vorbim pe Facebook, o platformă atât de nouă și revoluționară că algoritmii ei vor influența societatea umană în modul în care nici nu putem prevedea. Dar pe cât de nou pare, Facebook are și el deja 14 ani. Iar înainte de Facebook, în România, mulți oameni foloseau Hi5. Îl mai țineți minte? Încă există și astăzi te poți înregistra pe Hi5 cu contul de Facebook. Dar dacă ești suficient de bătrân, este posibil să ții minte o perioadă înainte de toate astea, când chatul online avea loc în general în internet cafeuri sau pe furiși de la școală și se folosea un program numit Mirc. ASLPLS cineva? De asemenea, monitorul calculatorului pe care chatuiai, precum și televizoarele, erau mult mai grase și conțineau literalmente un tub sigilat în vid și un pistol cu electroni. Ah, și ce vedeai pe aceste monitoare nu arăta așa, ci așa.
Încă de la începuturile tehnologiei video, rezoluția standard a fost de 4x3, dar pornind acum vreo 20 de ani, a avut loc o tranziție spre 16x9. Numărul 25. Primul Windows. Windows 95 a apărut în 95. Și pe vremea aia nu existau stick-uri sau DVD-uri. Dacă voiai să instalezi un joc sau ceva, îl aveai pe una sau pe mai multe dischete. De cele mai multe ori pe mai multe dischete, pentru că acestea aveau spațiu de stocare cantitatea incredibilă de 1,4 MB. Astăzi până și selfie-urile au mai mult de atât. Dar dacă nu ai prins era dischetelor, atunci s-ar putea să nu știi că de la ele vine și simbolul ăsta de save. Apropo, ai fi avut nevoie de ceva dischete dacă voiai să instalezi jocul Mortal Kombat 1, pe care eu personal l-am jucat în raid și care a apărut acum 26 de ani. Wow. Și dacă nu aveai calculator, puteai să te joci oricum cu o consolă pentru televizor de genul ăsta. Una dintre cele mai populare de la noi era consola Terminator, care funcționa cu casete de genul ăsta, în care trebuia să sufli mereu ca să funcționeze. Și dacă nu aveai nici de ăsta, puteai să te joci un Tetris pe o consolă de genul ăsta. Ah, câtă nostalgie! Și dacă voiai să vezi un film, trebuia să ai o casetă video și un aparat video care se conectează la televizor. Blockbuster era cea mai mare companie din America care închiria casete cu filme, dar până la urmă a dat faliment când patronul nu a vrut să-l asculte pe fratele său, care i-a zis că mai bine schimbă strategia și încearcă ceva nou. Fratele acela a fondat până la urmă Netflix. Care, apropo, Netflix are și el 20 de ani. Dacă ești mai pasionat de muzică decât de filme, atunci s-ar putea să știi legătura dintre o casetă cu muzică și un creion. Decenii la rând, oamenii ascultau muzică la casetofon pe astfel de casete. Casele oamenilor erau pline cu ele. Acestea aveau o bandă magnetică care trebuia derulată sau reparată că se încurca mereu, iar creionul era unealta ideală. Și mai țineți minte cum am zis că telefonul ăsta a fost folosit în Matrix? Ei bine, asta înseamnă de asemenea că filmul Matrix e destul de vechi, când te gândești că e un film despre un subiect atât de futurist, gen realitate virtuală sau inteligență artificială, e ciudat să afli că filmul are deja aproape 20 de ani. Tot vreo 20 de ani vechime are și filmul Titanic, cel mai plin de Oscaruri la vremea lui. Tot vreo 20 de ani are și filmul Fight Club, sau primul film animat pe calculator Toy Story, sau filmul ăla cu Mumia, sau filmul ăla cu plăcinta indecentă, sau filmul ăla cu frizura indecentă, sau al cincilea element, sau al șaselea simț, sau șapte, adică filmul șapte. Și apropo, îl țineți minte pe băiatul ăsta din al șaselea simț? Uite cum arată astăzi. Sau pe puștul ăsta din Matilda, îl mai țineți minte? Uite și el cum arată astăzi. Sau copiii din Harry Potter, sau cei din Game of Thrones, care erau de-a dreptul copii când au început. Până și Arya, care juca o fetiță de 9 ani, are acum 21. Iar despre Macaulay Culkin din Singura Casă, ce să mai zici? Arată așa și are 37 de ani. Și să nu uităm de Sex and the City, care a început acum 20 de ani, ceea ce înseamnă că actrițele au acum vârsta de... mai bine nu zic că nu e politicos. Tot acum 20 de ani a fost primul episod din Friends, tot acum 20 de ani a fost ultimul episod din Seinfeld, iar Jerry Seinfeld în sine are vârsta de 64 de ani. Will Smith are 50 și e mai bătrân decât era unchiul Phil în serialul care l-a făcut celebru, Fresh Prince of Bel-Air. Leonardo DiCaprio are 43 și se transformă încet încet în Jack Nicholson, iar Jack Nicholson are 81 de ani. Al Pacino are 78, Robert De Niro 75, Tom Hanks 65, iar renumitul lui film Forrest Gump a apărut acum 24 de ani. The Simpsons are și el vreo 20 de ani, iar dacă Bart ar îmbătrâni normal, astăzi ar fi un bărbat de 35 de ani. Într-un episod din The Simpsons, Lisa călătorește în viitor 10 ani și ajunge în 2010, adică cu 8 ani. Arnold Schwarzenegger are 71 de ani, iar filmul său renumit Terminator a apărut acum 34 de ani. Ok. Hai să trecem la numărul 64, la puțină muzică și să ne uităm la unele dintre cele mai memorabile melodii din ultimii ani. Gen aia de la Beyoncé cu All the Single Ladies, All the Single Ladies, sau Halo, sau If I Were a Boy. Aceste melodii au apărut acum 10 ani. Acum 20 de ani a apărut Britney Spears și Spice Girls și Backstreet Boys și NSYNC cu Justin Timberlake cu cârlionții lui. Tot atunci Will Smith se dădea jiggly with it, Cher scotea melodia Believe și Eminem ne arăta alter ego-ul său Slim Shady. Apropo, multe dintre melodiile lui Eminem erau despre fiica sa, Hailey, care acum are 22 de ani. Melodia aia despre Ketchup cu ASRH are deja 16 ani, melodia aia cu Meniaito are 22 de ani, iar melodia aia cu Macarena are 25 de ani.
În România e același lucru. E destul de ciudat să vezi pe cineva gen Delia, care este pe piață de vreo 20 de ani. Tot acum 20 de ani, formația 3 Sud-Est a scos melodia 3 Sud-Est despre 3 Sud-Est. Paraziții sunt și mai vechi de atât, formația, nu organismele, scoțând primul album acum 23 de ani, la fel ca B.U.G. Mafia, deși mă așteptam ca Tataie să fie mai Tataie, dar are doar 41 de ani. Iar acum 15 ani, Alex Velea apărea pe prima TV la emisiunea Star Factory. Ok, hai că au mai rămas doar 8, hai să schimbăm puțin. Nu de mult, anul 2000 era considerat o metaforă pentru viitor. Acum 10 ani a fost ales primul președinte american de culoare, acum 20 de ani a fost scandalul sexual cu Bill Clinton, Vladimir Putin e la putere și el de 20 de ani, euro a apărut tot acum 20 de ani și au trecut 20 de ani de când România nu s-a mai calificat la un campionat mondial de fotbal. Mamă, câte chestii s-au întâmplat acum 20 de ani. Puțin mai vechi e Ion Iliescu, care a devenit primul președinte al României Democratice acum 29 de ani. Iar apropo, Ion Iliescu, despre care se tot fac niște glume, vreau să știți că are vârsta fabuloasă de 88 de ani. Pam, pam!